Cumpră un și în FC25 de pe Iosem să folosind linkul din descriere și folosește codul ARELABITE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou video pe acest canal, astăzi sunteți la episodul cu numărul 7 din care noastră frumoasă cu Barcelona Unde a rămas la meciul acesta versus și de la Real Madrid, un meci foarte important Însă pe lângă meciul ăsta am intrat în perioada de iarnă de mercato și încep transferul acolo forță Însă înainte să începem, v-aș acolo dacă îl place și aprecia și -a fac, să apăsați butonul de like să strângem 100 de like-uri M-aș bucura enorm să văd această susținere la această carieră și desigur să verificați și linkurile din descriere După cum am zis în acest videoclip o să transferăm jucătorii. De asemenea, o să și vindem jucătorii. Jucători pe care am transferat în perioada de mercatul din vară, am transferat pe Gyukerez și pe Leao, ba chiar și pe Marquinhos, și acești trei jucători chiar au schimbat echipa, mai puțin Leao. De aceea Leao în acest videoclip va să echipa, pentru că și eu sunt acord cu voi și voi mi-a spus în comentarii că a jucat destul de ok, are 8 goluri și 4 asisturi în 23 de meciuri, totuși mai bine decât la Minamal, doar că la Minamal are 83 overall, el are 89, a spus destul de ok, dar pentru nivelul lui trebuia să fie mult mai mult. Și pentru că este un jucător scump, chiar este un jucător foarte scump, valorează peste 129 de milioane de euro, o să-l punem pe lista de transferuri, te face și bani pe urma lui. De asemenea, am văzut în comentarii că spuneți să-l transfer și Sesco și sunt de acord cu voi, Sescu este foarte, foarte bun. Însă intervine o problemă. unde îl băgăm pe Sesco? Pentru că echipa noastră deja are un atacant foarte bun, după cum ați văzut, foarte multe goluri, 22 de goluri și 6 asisturi în 25 de meciuri. Eu zic că a jucat foarte bine Ghiocheres este păcat să nu locuim. De aceea eu am să fac altceva. Ce ar fi să schimbăm formația la echipă dintr-un 4-3-3 într-un 4-2-4 și așa am avea doi atacanți. Desigur că asta o să o facem când o să-l transferăm pe Sesco. În multe față am dat scout, deci o să dureze câteva zile până ne afișează overall și cât costă ca să știu cât trebuie să dau pentru el. Și până acolo mai avem niște meciuri. Și să fiu sincer, pe lângă transferul lui Leo și locuitor care o să vină, care o să vă spun mai târziu cine este, împreună cu Sescu care va veni aici lângă Gheorghez, nu știu ce al jucător am putea să mai transferăm. Pentru că probabil o să ne mai rămâne niște bani sau nu știu, o să vedem dacă ne ajung banii până la urmă. O să trească să-mi scrieți voi în continuare în comentarii pe ce transferăm. Totuși, haide să jucăm acest meci. Real Madrid vs Barcelona. Un meci foarte, foarte așteptat de mine. Barcelona vs Real Madrid în finala Supercupa Spaniei. Un meci foarte interesant fix la început de an. Echipa noastră am văzut că este destul de obosită, chiar destul de obosită mai ales la mine, mai acolo, pe dreapta, deci nu cred că o să intre primul specie. Sau haide să-l băgăm și schimbă la pauză. De asemenea, Araujo obosit, însă probabil că tot la pauză o să intre aici cu Barse, pentru că este foarte, foarte bun locul lui Araujo. Așa că o să intrăm așa în echipă și o să vedem ce reușim să facem. E bine și ce meciul versus cea Real Madrid în finala Super Cupa Spania. Să vedem ce reușim să facem. Foarte bine aici, Leo, Leo trece foarte bine, Centrar, bun, la, la mine mal, însă nu reușește acolo. Totuși bună încercarea. Trebuie să avem grijă la uh, Mbappé foarte rapid împreună cu Vini și să nu uităm și de Rodrigo. Desigur de Bellingham. Caz de bun la Real Madrid. Însă nu reușește. Din nou, ocazie foarte bună. Real Madrid, Real Madrid. Mamă, cât de rapid se mișcă Rodrigo. Nu, oprește-l. Bine, vine acolo, Araujo. Asta zic, vine acolo, Araujo. Ocazie bună aici, Mbappé. Mbappé șutează, însă, pe lângă poartă. Cât de aproape. Vine la balon, vini. Asta e ce va face, vine, Pasează, pap. Wow, wow. Wow! Ce mi-a făcut Real madrid -ul. Incredibil! Incredibil ce pasă! N-avem nicio șansă, nicio șansă! Am sperat totuși că poate e offside, dar nu e clar offside. Uitați-l faza asta, vine preluare bună, pasă bună și din prima, din prima, nicio, nicio reacție. Și shoot, tot la fel din prima. Atunci facem și noi niște schimbări, intră în roche, intră cu Barsi și intră și ansufati. Bine, aici pasă la Roche, Roche continuă foarte bine, Roche, du-te, du te tată, centrarea este bună Însă da, sare prost Bine aici Balde, Balde continuă foarte bine la Leo Leo acum șutează, însă apără, apără Și acum șutul, bine acolo, bine acolo Victor Roche mă, asta zic Victor Roche face 1-1 Bine mă Victor Roche, okay. nu știu cum l-a dat acolo Jucătorul uh, celor de la Real Madrid Însă important este că marchează Barcelona, restabilește egalitatea Foarte bună aici uh, Șutul din prima, na, a fost din prima Însă s-a mișcat foarte bine, șutul Leo A contat foarte, foarte mult aici, nu știu cum Ma la asta se aminge, dar important este că marcăm. Bine aici Pedri la balon, le vede pe Gheokerez, Gheokerez are viteză. Du-te Gheokerez, du-te! Porșa tu, porșa tu! Aolo, ce ai făcut acolo Gheokerez? Faze bună din nou pentru Real Madrid, uitați-vă cum trece, vini! Vini, bine acolo, bine! Nu! Nu! Bine, 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 mamă ce m-am speriat rolul m am zis, mamă, iar sare la, la jucător mingea. Însă e bine. Bine aici Balde trece foarte bine. Este urmărit însă pasta bună la Leo. Leo poate continua. Nu prea are unde spaseze, centrează, însă nu este offside, nu este offside. Pin acolo, haide, nu, nu reușim acea schemă de două din păcate. Dar însă ce scor pe ochii vrea să da acolo, eu Se până meciul, egal înseamnă că o să mergem la prelungiri. Sau poate avem direct pe alte chiar nu știu. Ok, și se pare că avem prelungiri. Haide, dacă reușim să i batem de data asta. Oh, ce faul leau! Este faul, n-ai ce să zici, este faul este galben, ok. Bine aici Ansu Fati, Ansu Fati poate să treacă stule bine, pase este bun la Roche. Roche, bună pasă la Gheokrenț. Și acum Gheokrenț, un power shot de la tău, bine mă, bine mă, asta zic, bine mă Gheokrenț mă, asta zic. Power și-a lui tot, efectiv tot, n-a avut nicio șansă, nicio șansă n-a avut curta. Revedem faza foarte bună aici, Pasa la Gheokrenț și Gheokrenț cu bomba lui, bomba lui de senzație. 0,21, 6 se uitați-vă cu să asta sărit ușor, ușor. Portarul clar n-a nicio șansă. Cazie bună pentru Real Madrid. Bellingham la balon. Bellingham, Bellingham continuă foarte bine. Nu putem să-l oprim. Haide, oprește-l. Bine, 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 bine acolo, bine acolo. Iar acum lovitura de colț a lui Real Madrid. Hai să, să facem ceva. Bine, bate, însă nu bate bine deloc. Ba da, bate. Ok, ok, bine acolo. Nu. Bine, bine acolo. Ok, ok. Unde are și el viteză de cât de cât acolo? Continuă unde? Unde? Însă este. Oh, bine, bine acolo unde? Cum de foarte bine Pasa, pasa, este bună Bine acolo, Gheorghez Mamă, ce își bate joc de portar Incredibil Efectiv, l-a umilit pe portar L-a umilit Totuși, în prelungire a fost acest gol Foarte bine acolo Cum de pressing la foarte un pasa foarte bună Și un călcâi frumos la portar Incredibil să faci asta în finală Iar acum atacul periculos al lui Real Madrid Însă reușim să ne apărăm Și cred că asta a fost Hai să vedem Da, cam asta a fost Reușim să câștigăm un trofeu primul nostru trofeu cu Barcelona, incredibil și este un trofeu câștigat versus cei de la Real Madrid. Înseamnă foarte, foarte mult acest trofeu. În meci am scris roche și de două ori Ghiocherez, cum a jucat foarte bine echipa, chiar foarte bine, mai ales pe final. La început ne-a cam dominat Real Madrid. Iar cum trofeul este ridicat clar de capitanul nostru Treșteg, în care ne-a salvat de multe ori, chiar ne-a salvat, haide, ridică -l. radical. Um troféu mais mica dar, orce troféu com Acum me anda sem o Leo não podemos ele vender What? Ok. Hei, mi am dat seama pentru un anunț acolo că de fapt nu putem să-l vindem. Însă ce putem să facem este să l dăm la schimb. Asta putem să facem și asta o să facem. O să încercăm să-mi dau seama cam cât valorează jucătorul pe care vrem să-l transferăm. Și acel jucător este desigur Nico Williams. Jucătorul pe care mulți mi-a zis să-l transfer chiar merită să vină la Barcelona. Chiar, chiar, au fost niște zvonuri să vină la Barcelona, însă până la urmă, Barcelona nu a avut buce să-l transfere. Asta este, noi o să vrem să-l transferăm. Însă trebuie să văd cât dau pe el pentru pentru că nu știu dacă se merită să dau direct pe Leo pentru el. Așa că hai să-i dăm un approach și hai să vedem dacă putem să dăm doar pe Leo. E bine, suntem aici, îl băgăm în discuție pe Leo. Ar trebui să valoreze mai mult, cu siguranță, deci o să cerem și niște bani. Sau cred că nu pot să cerem niște bani. Ok, ok. Deci presupun că asta a fi schimb pe schimb, nu putem să uh, cerem niciun ban pentru Leo dar cred că o să fac acest schimb pe schimb. Este un transfer care sper să fie bun și care și voi vi doreați. Așa că Rafael Leao cred că o să plece la echipă. Îi dăm summit offer și hai să vedem. Clar o să accepte, zic eu. Și da, a acceptat Rafael Leao, probabil pleacă de la echipă. Trebuie desigur să și negociem cu Williams, așa că haide să negociem. E bine, și ne-am înțeles la bani, am înțeles la toate alea și acum Nico Williams vine la Barcelona, un risc foarte mare. L-am dat pe Leao și vine Nico Williams. Sper să ne ajute foarte, foarte mult. E bine, și uite cum a intrat în echipă foarte bine acolo o să intre clar în următorul meci, însă până la următorul meci, aș vrea să transfer eu și pe Cesco. Totuși, din cât am văzut, încă nu a venit scout o să mai dureze încă 15 zile, what? Ok, ok, cam mult. Și după cum văd, echipa nu vrea să-l cumpere. what? This team will not sell this player, pentru că este foarte important pentru echipă și nici în loan nu cred că avem șansă, da. Ok, deci îmi pare rău, se pare că Zesco nu vrea să părăsească echipa sau ce puțin echipa nu va să îl dea. Deci v-aș acolo în comentarii să scrieți al jucător sau cred că rămânem cu și nu mai aplicăm planul cu 4-2-4. Asta vă rămâne sigur la alegerea voastră. Totuși, Nico Williams a la echipă și sunt curios foarte, foarte mult dacă chiar joacă așa de bine. Totuși trebuie să-l fac eu un left winger, nu vreau să fie un left mid, vreau să fie un left winger, deci o să-i pun acest în plan. Așa că momentan nu mai transferăm nimeni la echipă și aștept să-mi ziceți voi în comentarii pe cine să mai transfer. E bine și următorul meci este versus cei de la Espanyol în Copa de Spania, un meci interesant și ușor, ce puțin așa trebuie să fie. Echipa noastră cam asta ar trebui să fie, totuși este obosit după acel meci, așa că o să trebuie să, să schimbăm destul de mulți jucători. O să intre tor în locul lui la Miniamal și în rest Valdec dar presupun că o să rămână, sunt foarte importanți, totuși a intrat Gavi în locul lui De Jong. Hai să scoatem pe și să punem pe Garcia, de ce nu? Eu zic că o să ne sucăm. în rest, o să vedem desigur cum o să joace Nico Williams pentru prima oară la Barcelona. Așa că haideți să intrăm în meci. Întrerup acest video Kishmaker pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atos unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la customizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United kitul lor este de la Adidas este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți de sigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul Ariel pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea aveți suport 24 din 7, așa că intrați pe link de scriere și curați vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine și începem meciul în Copa de Spania versus cei de la Espaniol. Hai să vedem ce și să facem și desigur în meci acesta îl avem și pe Nico Williams. Să-mi scrie și ce număr să-i dau pe spate, desigur. Prea minge lui Nico Williams, foarte rapid, chiar se mișcă foarte rapid. Nu mi se pare mai rapid decât au, ce puțin momentan. Totuși, intrarea este bună. Bine acolo și... Oh, pe lângă minge, ce păcat, ce păcat. Bine acolo, Dani Olmo, foarte bine. Îl vede pe Nico Williams. Nico Williams, poate, foarte bine acolo, însă prinde protarul. Foarte bine aici, Williams. Williams, oh, fault, fault, clar fault acolo. Foarte bine, scoate și un fault pe care o să-l bată de sigur Dani Olmo, fiindcă a mai dat gol cu el. Hai să vedem, eu zic că este perfect. Mai chemăm un om, aici, Nico Williams. Șutăm, eu zic că este bine. Și hai să vedem, nu, pe in de pe de portar. Bine, aici pasa, Nico Williams pasă înapoi. Bine, aici, combinația, așa cum Pedri șutează și reușește să marcheze Pedri. What Ce șut de la Pedri, incredibil, ce bombă. Nu mă așteptam am zis un cerc, dar nu mă așteptam să intre. Revedem faza forșatului foarte puternic a lui Pedri, 0,11. La 100 să intre acolo. Nu s-a așteptat efectiv nimeni să intre. Bine, aici Pablo Torres. Pablo Torres intră foarte bine. Pasa e bună la Nico Williams. Nico Williams trece foarte bine. Sutează și marchează Nico Williams. What a șut cu stângul. Foarte bun. Incredibil. Dar Nico Williams este clar mai bun. Deci cum l-am simțit la minge. Este superior, Cu siguranță. Gol în debut. Incredibil. Gol în debut. Bine aici. Nico Williams cât de rapid este. Incredibil. Foarte, foarte bun. Din nou, la Nico, shoot este bun, dar este cam departe. Azi e bun aici, ce pasă, ce pasă, da. Oh, opa, opa, stai că este offside, ok, ok, am zis că este gol, însă este offside. E bine, bine aici Pedri, pasă foarte bună la Gheokerez și acum Gheokerez, un par șapun, pară, bă, ce bară. Centrarea bună la Nico, Nico foarte bine aici, pasă bună la Dani Olmo. Dani Olmo bine la Pedri și acum Pedri din nou. Aolo, oh, wow, 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 Pedri, mi-a scăpat puțin joystick-ul, trebuie să recunosc. O ocazie bună aici pentru uh, spaniol, însă bine aici a trește Bine aici Pedri, la Gheokerez. Gheokerez continuă foarte bine, îl vede pe uh, Nico. Nico care trece, e, 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 puțin s-a încurcat acolo. O, uh, ce pasă bună, ce pasă bună și bine acolo trește incredibil. Nico Williams, Nico Williams, câtă viteză are, câtă viteză, incredibil. A scos doi oameni și acum dacă dă și gol, nu crede că reușește și încercăm. Da, nu reușește. Bine, aici, combinația, combinația bună. Încercăm mingea la Nico. Nico continuă foarte bine, șutează însă apără portarul. Totuși, foarte bine joacă Nico. Bine aici la Nico Williams, Nico Williams trece foarte bine aici. Ciutează însă din nou apăr portarul. Wow, ok, portarul este MVP în acest meci. Ok, și se pare că se termină meciul reu și să câștigăm cu 2-0. Un meci chiar foarte, foarte ușor. Mai ales cu Nico Williams care mi-a schimbat complet stilul de joc. Ok, și se pare că a apărut Team of the Year. Odin cu Haaland în atac, Rodrigo în stânga, Frankie de Jong, EDB, Pedro în dreapta, unde Araujo, Kimici, Ruben Diaz și Ter Stegen în poartă. Chiar arată foarte, foarte bine echipa, însă foarte mult City și Barcelona și puțin de bar pe acolo. Următorul meci este în La Liga versus ce la Mallorca, un meci ușor, însă Real Madrid este în spatele nostru cu un număr egal de puncte. Trebuie să câștigăm în continuare ca să nu întreacă. Iar în acest meci vedem că echipa este foarte odihnită, bine, nu înțeleg de ce Daniel Bon nu este, însă o să-l băgăm aici pe Ansu fără nicio problemă. Și haide să intrăm în meci să vedem ce și să facem. Ei bine, și ce meciul, jucăm la Mallorca acasă, așa că ar trebui să fie un meci oricum la fel de ușor. Și haideți să vedem ce și să facem. Bine aici, Gheokerez, pasă bun la Pedri, Pedri, la mia Mal, la mia la Mal, continuă foarte bine, șutează însă stă, ampă, portarul. Bine aici, Nico Williams, Nico Williams, continuă foarte bine, continuă Nico Williams și Nico Williams șutează însă însă portarul. Însă tot și aici, Nico Williams, șutează însă stă, ampă, acolo, portarul. Azi bună pentru Mallorca, însă bine, pop sau s-au încurcat jucătorii mei, nu. Ok, ok, bine acolo. Încă o cază bună aici pentru Mallorca și foarte, foarte aproape, chiar foarte aproape, însă pe lângă poartă. Bine aici Petri la Gheocherez și acum Gheocherez șutează! Oh, well, Aolo, wow! dar scapă joystick-ul ăsta în continui. Bine aici, unde unde continuă foarte bine, însă hai să vedem dacă reușim. Da, nu, opa, haide! Na, nu reușim. Bine acolo Frankie de Jong și Gheocherez nu reușește, din păcate, foarte aproape totuși. O să intre Rocky pe partea dreaptă în locul lui la Miamal și Garcia pe stânga pentru că Balde este obosit. Bine aici Ansu Fati, Ansu Fati pasă bună la Pedri, Pedri la De Jong și acum De Jong, dacă reușește ceva, de Jong și însă a prăportat Bine, aici continuă foarte bine. Bine, Pedri. Bine, Pedri. Și acum, eu cred, eu Incredibil ce foarte că. Incredibil cum a reușit să lovească balonul. Și nu știu cum s-a aruncat modul în care s-a aruncat efectiv uimitor de la Chiocherez. Revedem faza foarte bună centrare însă. Uitați-vă cum s-a aruncat Chiocherez. Pe lângă fundaș, 0,38% șansă să intre. Uitați-vă cât câtă precizia balonului. Pe lângă portar, portarul neavând nicio șansă. Caze bună și pentru Mallorca, încercăm să ne apărăm bine șutul, însă apără te că, nu? Bine aici, Pendry continuă foarte bine la Roche, Roche continuă foarte bine și el. Pasa este bună și acum dacă reușim... Oh, wow, nu reușim, apără portar. bă, cât de aproape. Bine aici, cât spațiu pentru Gheokrez și acum Gheokrez, da, apără portar Trebuie să mai înainte puțin. Totuși lovitura liberă, hai să că este bună, la cum de, cum de încearcă ceva să nu reușește. Și acum o ocazie foarte bună pentru Mallorca, hai să vedem dacă va, va reuși cea să facă, bine acolo, nu, este bună mingea pentru ei. Așa că putem să ne apărăm, wow, bine acolo, te Stegen. bine te Stegen. Și se termine și meciul foarte lejer acolo, câștigăm cu 1-0. E bine și următorul meci este în La Liga, presupun dacă nu mă înșel. Banu este în Cupa, cred că este în Copa de Spania. Un meci important, însă cam ajungem la jumatea lunii și încă mai avem un transfer de făcut. O să jucăm totuși acest meci versus cel la Deportivo, însă următorul meci cu Hetafe o să păstăm pentru următorul episod. E bine, și acest meci în Copa de Spania o să jucăm așa, da, este foarte bună echipa și pregătită și relaxată. Așa că haide să ne să ce și să facem. E bine, și în, match haideți în ce meciul, haide să ce și să facem versus și la Deportivo. Ok, Dani Olmo, Dani Olmo la balon, îl vede aici pe Nico. Nico foarte bine aici se poziționează, însă este încomodat de uh, Dani Olmo pe bune mă, Dani Olmo. Bine, aici un șut foarte bun, oprește-l. Bine, nu e, nu e, nu e, nu e, nu nu, 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 e penalti, nu e penalti, incredibil. Și mai a dat și galben pe bune, nu e penalti, nu e. revedem faza, ha, să le revedem, l-am cam luat, l-am cam luat, dar nu cred că e totuși. Haideți vedem dacă reușim să apărăm totuși, haide, 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 pe dreapta, dreapta sus, dreapta, sus, da, stânga, stânga sus, ok, ok, a 1-0, a 1-0, ok, nicio problemă, da, m-am dus -o în dreapta, însă a dat pe stânga, mă frări, lasă că întoarcem noi. Bine aici la Nico, Nico trece foarte bine Nico, Nico, bine mă Nico Williams Asta zic, asta zic, facem 1-1 prin Nico Incredibil dribbling lui cât de bun e Este foarte, foarte bun pe dribling Revedem faza foarte bine aici, s-a strecurat uitați cum s-a strecurat O pune pe dreptul și șutează frumos pe lângă portare Nimic complicat, însă foarte important E bine și hai să face și niște schimbări, îl spate pe Daniel, mă intră, hm, intră fati, presupun o să intre în locul lui la Minimal și hai să intre și cu Barsi în locul lui Araujo. Bine, acolo pasa, este offside, bă, frate, este offside. Deci țin mingea în posesie de deportivă, de ceva de speriat, efectiv, ceva de speriat. Ei bine, și se termină meciul, însă este egal, deci presupun că o să dăm la penaltiuri, cred ca așa o să fie. O, oh, sau nu, ok, ok, avem prelungere, ok, bune și, sunt bune și prelungerile. Vine acolo Ansu Fati, Ansu Fati, pasa este bună la Pablo Torres, Pablo Torres șutează însă apăr portarul. În sfârșit un șut după foarte multă posesie a lui Deportivo, care trece foarte bine, pasa este bună, pasa este bună în continuare la Acum și acum crez, nu pot să cred, din nou, haide, haide, nu, nu, bine, nu pot să cred, bă, și aveam, aveam posesia, se termină meciul, asta înseamnă că avem penalti. Haideți să vedem, o să păstrăm așa, să sperăm că reușim să apărăm câteva. O să ne în stânga din nou și bine acolo, bine acolo. Data asta am ghicit o Cu să o să mergem pe stânga și noi. Și bine acolo, ghiocheră bine. Hai să vedem următoarea, mergem în dreapta. Și este pe centru. Ok, ok. Oansu, fati, haide să dăm pe jos în dreapta, zic. Ok, și a Ok. Aici hai să mergem în dreapta, în stânga, Ok, Williams, hai să vedem, primul penalti al lui, mergem în dreapta sus și foarte bine acolo. Iar acum Jose Angelino, dacă mă știu, sau Angel, pe centru. bune, frate, pe centru. Pablo Torre, hai să vedem, în stânga sus, bine acolo, bine acolo. Trebuie să apărăm una, trebuie să apărăm una neapărat. Haideți să vedem, mergem pe dreapta și bine acolo, bine acolo am apărat-o. Iar acum Pedri. Pedri poate să închidă meciul. Direct pe mijloc. Direct pe mijloc. Și bine acolo, Pedri, mă. Asta zic. Asta zic. Câștigă la penaltiuri. Penaltiuri destul de strânse și un meci foarte strâns. Foarte bună posesia lui Deportivo. Cred că cea mai bună posesie pe care am văzut-o în meci. Însă, până la urmă, reușim să câștigăm la penaltiuri. Foarte greu, dar câștigăm. E bine și următorul meci este versus cel de Hetafe în La Liga. Însă acest meci o să-l jucăm desigur în următor episod. Nu uitați acolo să scrieți în comentarii pe ce să mai transfer la echipă, ce număr să-i punem lui Nico Williams. Și desigur dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like să strângem 100 de like-uri sau 70 pe acolo, să verificați link-uri din descriere. Vă abonați în caz nu ați deja să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Va Vă Pa, pa!